citim în seara aceasta din epistola pe care Pavel a scris-o Romanilor, capitolul 6, primele 14 versete le vom citi. Deci Romani 6, începând cu versetul 1. Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi deci prin botezul în moartea Lui am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El într-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului, căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Acum dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El, întrucât știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare. Moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui. Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat odată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați. Și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii, căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Amin. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că și în seara aceasta suntem la închinare și chiar dacă uneori timpul pe care îl petrecem în casa lui Dumnezeu este mai scurt, alteori este mai lung, dar chiar și timpul scurt care ni se pare puțin este o binecuvântare din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu se bucură că copiii lui se adună. Și chiar dacă ar fi să mergem acum acasă, după două rugăciuni, după două cântări, eu cred că Dumnezeu se bucură pentru slujba pe care am făcut-o. Dumnezeu nu se uită atât la cantitate, cât se uită la calitate. Și dacă copiii lui Dumnezeu se adună și stau 15 minute, 20, o jumătate de oră, o oră în prezența Domnului și aduc slavă și glorie, Dumnezeu se bucură. Și pentru noi și pentru sufletele noastre se merită. Textul pe care l-am citit în seara aceasta începe cu o întrebare. Ce vom zice dar? Și așa cum am învățat în ultima perioadă de vreme, când avem astfel de întrebări, necesită să ne ducem în urmă, pentru că întrebarea zice, ce vom zice dar? Asta înseamnă că trebuie să ne ducem în spate, să vedem ce s-a spus înainte. Pentru că întreabă apostolul, ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Și dacă ne ducem în spate, o să vedem că fiecare capitol și subcapitol, înspre capitolul 1, înspre începutul epistolei, începe tot cu astfel de întrebări, care te duc tot mai în spate, Zice, 5 cu 1. Deci fiind că suntem socotiți. Deci fiind că. Totuși s-a spus ceva mai înainte. Ce vom zice dar? Începe capitolul 4, la fel. Ce vom zice dar? Asta înseamnă să ne ducem să vedem ce a spus mai în spate apostolul. Și tot așa, până ajungem la începutul epistolei, până ajungem la ceea ce Pavel spune chiar la început, după ce transmite salutările sale celor din Roma, Pavel face acea extraordinară afirmație despre Evanghelie pe care o găsim în capitolul 1, versetele 16 și 17. Și zice Pavel așa, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului.
deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Își introduce Pavel Evanghelia, Evanghelia lui Hristos. Și în afirmația aceasta, Pavel spune la un moment dat că Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Haideți să mergem în 1 Corinteni, în capitolul 15, unde Pavel vorbește la fel despre Evanghelie și zice, vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o. Și care este această Evanghelie? V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre. Așa cum am învățat, atunci când vorbim despre Evanghelie, noi trebuie să începem cu ceea ce Pavel începe. Hristos a murit pentru păcate, deci Evanghelia afirmă că noi suntem păcătoși. Iar în Romani, când își introduce Evanghelia, spune Pavel că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Deci omul are nevoie de o mântuire din ceva. Omul trebuie să fie salvat din ceva. Nu poți să spui unui om, Dumnezeu te iubește. Dumnezeu te iubește, Domnul Iisus Hristos a murit pentru tine și cu asta basta. Bun, dar de ce a murit pentru mine? Ce nevoie am eu de moartea lui Hristos? Pavel zice că Evanghelia e puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea omului. Deci omul trebuie mântuit din ceva. În Corinteni zice că Evanghelia este faptul că Domnul Hristos a murit pentru păcatele noastre și a înviat și stă la dreapta Tatălui. Deci omul trebuie mântuit. De aceea Pavel în continuare în Romani, imediat după această afirmație, în versetul 18, începe să-și explice Evanghelia. Și zice, primul lucru, șocant, zice că mânia lui Dumnezeu, aceasta e Evanghelia. Astfel începe Pavel Evanghelia lui Hristos. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnăbușă adevărul în nelegiuirea lor. Deci, iată în ce stare sunt oamenii. În capitolul 2 cu 1 zice, așadar omule, oricine ai fi tu care judești pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judești pe altul, te osândești singur, fiindcă tu, care judești pe altul, faci aceleași lucruri, ceea ce Pavel spusese înainte, în 3 cu 9. Ce urmează atunci, zice Pavel? Pentru că el scria bisericii din vremea aceea, bisericii din Roma, care era formată și din iudei și din neamuri, și zice, suntem noi mai buni decât ei, adică noi iudeii suntem mai buni decât cei dintre neamuri, zice Pavel, nici de cum. Fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat, după cum este scris. Nu este nici un om neprihănit, nici unul măcar. Nu este nici unul care să aibă pricepere. Nu este nici unul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. În primul rând, Pavel când își enunță Evanghelia, spune că omul are nevoie de această Evanghelie pentru că e puterea lui Dumnezeu să-l salveze, să-l salveze pe om din păcat. Și apoi explică cât de păcătos este omul. Dar ajungem la afirmația pe care și versetele pe care Pavel le scrie în capitolul 3 din Romani, începând cu versetul 21. După ce explică că omul este mort în păcate și are nevoie de Evanghelie, are nevoie de Hristos. Zice, dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii. Și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Hristos Iisus pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți, neprihăniți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. În momentul acesta, când Pavel face afirmațiile acestea, imediat sigur s-a născut în, în, în,
în biserică și în mijlocul celor care au auzit această afirmație, întrebarea pe care o pune Pavel imediat, pentru că el știa ce vor spune oamenii, ce vor gândi. În versetul 31 zice, deci prin credință desființăm noi legea? Nici de cum, zice Pavel. Dimpotrivă, noi întărim legea. Acum, Pavel vine și spune că Dumnezeu a dat o neprihănire fără lege. O neprihănire prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și evreii din vremea aceea, care aveau legea, vin și spun, Pavele, păi nu desființezi tu legea în felul acesta? Și Pavel spune, nu, nici de cum. Noi prin faptul acesta întărim legea. Mai târziu puțin, în capitolul 8, cu versetul 4, zice Pavel, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, ceea ce evreii n-au putut face. Nimeni n-a putut împlini legea. Pavel spune că porunca legii este împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Nu spune Pavel, nici de cum, noi nu desființăm legea. Și ca să le explice, ia cazul lui Avram. Ia cazul lui Avram și le explică că Avram l-a crezut pe Dumnezeu și faptul că l-a crezut pe Dumnezeu i-a fost considerat ca neprihănire. Și Pavel spune, această neprihănire care se capătă prin credință, această neprihănire pe care a căpătat-o strămoșul nostru, părintele nostru, Avram, această neprihănire prin credință o primim și noi. Aceasta este ceea ce vă poate salva de la moarte, de la faptul că toți, niciunul, nu-l căutați cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Și apoi, în capitolul 5, spune Pavel, deci, fiindcă suntem socotiți, neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Deci, așa cum părintele nostru Avram a fost socotit neprihănit prin credință, tot așa suntem și noi socotiți, neprihăniți prin credința în Domnul Hristos și în felul acesta avem pace cu Dumnezeu. Dar nu numai că avem pace cu Dumnezeu, mai departe merge Pavel și zice că lui datorăm faptul că tot prin credință am intrat în această stare de har. Suntem socotiți neprihăniți prin credința în Domnul Iisus Hristos și tot prin credință, spune Pavel, am intrat în această stare de har. Dar așa cum spune Solomon, nimic nu-i nou sub soare, tot la fel erau oamenii și atunci cum sunt și astăzi. Așa cum am auzit și dimineață și știm și ne-am întâlnit și noi cu cazuri de genul acesta, păi sunteți sub har, puteți trăi cum vreți, sunteți mântuiți pentru totdeauna, păi o faceți cum vreți voi, nu vă pasă de nimic, trăiți cum vreți. Tot la fel erau și atunci. Pentru că întrebarea din 6 cu 1 este tocmai vis-a-vis de faptul acesta, pentru că prin credință suntem în această stare de har și atunci vine întrebarea din 6 cu 1, ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Harul care îți dă voie să păcătuiești, așa cum spunea dimineață fratele Andrei, nu este harul biblic. Harul biblic este cel pe care Pavel îl spune în Tit, acolo unde zice că acest har al lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânătatea, cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu evlavie. Acesta este harul biblic. Nu harul care te lasă și îți dă voie să trăiești cum vrei tu. Ajungem deci la această întrebare pe care o pune Pavel aici. Să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Și răspunsul vine imediat. Nici de cum, spune Pavel. Suntem în această stare de har, dar această stare de har nu ne dă voie să păcătuim. Pentru că această stare de har este acea neprihănire care se capătă prin credință, harul acesta se capătă prin credință, este credința în Domnul Hristos, este dragostea pentru Dumnezeu, este acel har care spune la un moment dat apostolul Pavel că noi nu mai putem
Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu ne adună, ne strânge și noi nu mai putem face ce vrem. Este acel har și acea stare care nu te lasă să păcătuiești pentru că îl iubești pe Dumnezeu, nici de cum, zice Apostolul Pavel. Și dacă ar fi rămas aici, poate că n-am fi înțeles, așa cum de multe ori nu înțeleg copiii noștri când le răspundem la câte o întrebare, întreabă ei ceva și noi le răspundem și ei imediat întreabă, de ce? Dar de ce? De ce așa cum zici? Nici de cum, zice Pavel. Și de ce nici de cum? Pentru că noi am murit față de păcat. Am murit față de păcat și zice Pavel, cum să mai trăim în păcat? Dacă am murit față de păcat, atunci nu mai putem să trăim în păcat. Dacă o să ne uităm atent la epistola aceasta pe care a scris-o Pavel Romanilor, o să vedem că până la capitolul 8 cu 39, la sfârșitul capitolului 8, Pavel vorbește despre Evanghelie. Și partea aceasta din epistolă se poate împărți în două părți. De la capitolul 1 până la 5 cu 11, Apostolul Pavel vorbește despre păcate, păcate la plural. Și păcate pe care le putem numi și pe care oamenii le fac. Zice în capitolul 1 cu versetul 29, astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, uritori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă și lista nu se încheie aici. Aceasta este ce păcate. Despre asta vorbește Pavel începând de la capitolul 1 din Romani până la capitolul 5 cu versetul 11. De la 5 cu 11 la 8 cu 39, Apostolul Pavel vorbește despre păcat. Păcat ca principiu de viață. Și noi, noi toate păcatele pe care le facem noi, le facem și se datorează acestui principiu. Eu fac păcate pentru că sunt păcătos. În păcat m-a născut mama mea. Suntem născuți în păcat, suntem păcătoși, moștenim păcatul părintelui nostru Avram și de aceea săvârșim păcate. Pentru că în felul acesta, Pavel vrea să ne spună că de la 5 cu 11 la 8 cu 39, că există un principiu care este păcatul. În capitolul 7, în viața noastră, un principiu după care și de care trebuie să fim eliberat. În capitolul 7, începând cu versetul 20, cu 19, zice Pavel, căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta, când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. Există în noi această lege a păcatului, există în noi această fire pământească care nu moare niciodată, care se războiește mereu cu Duhul. Și Dumnezeu trebuie să lucreze și lucrează în a face ca noi, copiii săi, să scăpăm de această lege a păcatului. Dumnezeu, prin moartea Domnului Iisus Hristos, prin jertfa Domnului Hristos, prin cruce, Dumnezeu ne iartă păcatele. Apostolul Ioan spune că sângele lui ne curățește de orice păcat. Dumnezeu, prin jertfa Domnului Hristos, prin sângele Domnului Hristos, ne iartă păcatele despre care Pavel vorbește în capitolul 1 din Romani. Dar cum rezolvă Dumnezeu problema principiului, a păcatului?
Păi Apostolul Pavel, în versetele pe care le-am citit, zice și întreabă oarecum acuzator, zice că nu știți, întrebarea este pusă în felul, ar trebui să știți, ar trebui să știți, nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos am fost botezați în moartea Lui, noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Și apoi zice mai jos la versetul 6, zice apostolul că știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El. Deci jertfa Domnului Hristos spală prin sângele Lui, spală păcatele noastre, dar principiul păcatului este și Dumnezeu îl rezolvă prin faptul că ne-a așezat în Hristos pe cruce. Și noi am fost răstigniți împreună cu Hristos. Am murit împreună cu Hristos, am fost îngropați împreună cu Hristos, spune Apostolul Pavel, și acum am înviat împreună cu Hristos. Și dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Apostolul Pavel spune în Efeseni, parcă, că cine este în Hristos este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Deci, problema aceasta a principiului păcatului, Pavel parcă strigă dureros în capitolul 7, în versetul 24, zice, o nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Cine mă va salva de acest principiu care este în trupul meu, acest principiu al păcatului? O nenorocitul de mine. Dar în capitolul 8, cu versetul 2, vine acea exclamație de biruință și zice Pavel, în adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Dacă am murit împreună cu Hristos, dacă am fost răstigniți împreună cu Hristos și am fost îngropați împreună cu El și am înviat împreună cu El, trupul păcatului, spune Apostolul Pavel, a fost dezbrăcat de puterea Lui și acum suntem o creație, o făptură nouă. Aceeași putere, spune cuvântul lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu a folosit-o la crearea lumii, aceeași putere care l-a înviat pe Hristos din morți, aceeași putere a lucrat în viața noastră atunci când Dumnezeu ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Atunci când Dumnezeu ne-a salvat, când ne-a mântuit, aceeași putere extraordinară care l-a înviat pe Hristos a lucrat și în viața noastră. Am fost înviați împreună cu Hristos și acum suntem niște oameni noi. Suntem niște oameni noi care nu mai trăiesc după poftele lor, ci trăiesc pentru slava lui Dumnezeu. În Efeseni, în capitolul 4, Apostolul Pavel zice, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Deci, jertfa Domnului Hristos, prin sângele lui Domnul Iisus, spală păcatele pe care le-am făcut, pe care le facem și pe care le vom face, și prin faptul că Dumnezeu ne-a așezat în Hristos pe cruce, am fost răstigniți împreună cu El, am murit și am înviat împreună cu El și acum suntem niște oameni noi, suntem făpturi noi, prin faptul acesta Dumnezeu a îndepărtat din viața noastră principiul acesta al păcatului. Nu că noi în continuare nu vom păcătui, pentru că dacă zicem că n-avem păcat, spune Apostolul, mințim. Dar nu ne bălăcim în păcat, nu ne place păcatul, nu este principiul care conduce viața noastră. Ba dimpotrivă, fugim de păcat, ne pare rău de păcatul nostru și prin puterea lui Dumnezeu încercăm să nu-l mai facem, să nu-l mai săvârșim. Acum, câteva lucruri din capitolul acesta
despre faptul cum trăiește. Cum trăiește un astfel de om, un om nou, un om care, în care Dumnezeu a lucrat și din viața căruia Dumnezeu a scos acest principiu al păcatului. În primul rând, spune Pavel că știm bine. Deci această trăire după voia lui Dumnezeu este coordonată, ca să zic așa, de cunoaștere. Știm bine, zice Pavel, că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu Hristos. Adică știm bine nu faptul că nu vom mai păcătui, că nu vom mai avea păcate în viața noastră, ci știm bine că noi suntem oameni noi. Știm bine că am fost răstigniți împreună cu Hristos. Știm bine, așa cum spune Pavel în Galateni, în 2:20, că am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Știm bine lucrul acesta. Viața unui om nou, a unui om în care Dumnezeu a lucrat, pe care Dumnezeu l-a chemat și Dumnezeu l-a mântuit, un astfel de om știe bine că Hristos trăiește în el. Și tot ceea ce el realizează, așa cum dimineața spunea fratele Andrei, nu realizăm pentru că suntem noi cineva, ci pentru că Dumnezeu a făcut ceva înainte pentru noi, Dumnezeu ne dă și ne pune la dispoziție tot ce privește viața, evlavia, tot ca noi să putem să trăim o astfel de viață. Știe bine omul acesta că omul cel vechi a fost răstignit și acum el este o făptură nouă. Și dacă omul acesta știe lucrul acesta, tot așa zice versetul 11, și voi înși vă socotiți-vă morți față de păcat. Dacă omul acesta, salvat de Dumnezeu, știe bine lucrurile acestea, că el este o făptură nouă, această făptură nouă se socotește mort față de păcat. Un om mort nu poate să facă ceva. Acum, toți pot afirm cu toată tăria lucrul acesta, toți care suntem aici, suntem morți față de droguri. Deci nu facem, nu consumăm, nu luăm, nu săvârșim așa ceva. Pavel zice, socotiți-vă morți față de păcat, dar nu doar atât, ci socotiți-vă vii pentru Dumnezeu. Nu este destul să te socotești mort față de păcat, să prin strădaniile tale, prin ceea ce poți tu, să nu furi, să nu înjuri, să nu așa mai departe, ci socotește-te viu pentru Dumnezeu. Și ce înseamnă a te socoti viu pentru Dumnezeu? Este ceea ce Apostolul Pavel în continuare, în capitolul 6, vorbește și zice în versetul 19. Vorbesc omenește din pricina neputinței firii voastre pământești. După cum odinioară v-ați făcut mădulările voastre roabe ale necurăției și fără de legii, așa că săvârșați fără de legea, atunci nu vă socoteați morți față de păcat. Tot așa, acum, trebuie să vă faceți mădulările voastre roabe ale neprihănirii ca să ajungeți la sfințirea voastră. Acum te socotești viu pentru Dumnezeu. Omul acesta se socotește viu pentru Dumnezeu, lucrează pentru Dumnezeu, trăiește după voia lui Dumnezeu, împlinește cuvântul lui Dumnezeu în viața lui. Deci, omul acesta știe că este o făptură nouă, omul acesta se socotește mort față de păcat și viu pentru Dumnezeu. Și apoi în versetul 13 zice Apostolul Pavel, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu. Omul acesta se pune la dispoziția lui Dumnezeu. În 2 Corinteni, Apostolul Pavel, în versetul 18, începând cu versetul 18, după ce spune că în versetul 17, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, zice Apostolul, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării, adică Dumnezeu era în Hristos,
împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi dar care știm cine suntem, noi dar care ne socotim morți față de păcat, noi dar ne punem la dispoziția lui Dumnezeu și noi dar suntem trimiși, spune apostolul, în puternicița lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Noi dar ne-am pus la dispoziția lui Dumnezeu. Și apoi omul acesta trăiește sau aceste lucruri, această socotire, această cunoaștere, această punere la dispoziția lui Dumnezeu nu poate să le facă decât un om care nu mai trăiește prin fire, nu trăiește după îndemnurile firii, ci doar un om care trăiește după îndemnurile Duhului. Acum, așa cum dimineață am auzit și am învățat, Apostolul Pavel spune în mai departe, în capitolul 6 din Romani, că noi trebuie să facem și noi ceva. Și cum dimineață auzeam, această tensiune există în viața noastră, în viața creștinului. Ceea ce a făcut Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a făcut ceva pentru noi și noi trebuie să facem. Înainte, mădularele noastre erau roabe ale păcatului, înainte spune ce urmează de aici, zice Pavel în versetul 15, să păcătuim pentru că nu mai suntem sub lege, ci sub har, nici de cum, din nou acest răspuns. Nu știți că dacă vă dați robi cuiva ca să-l ascultați, sunteți robi aceluia de care ascultați, fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire, de aceea, pentru că voi ori sunteți robi ai celui rău, ori sunteți robi ai lui Dumnezeu. Și dacă sunteți robi ai lui Dumnezeu, atunci trebuie să vă puneți la dispoziția lui Dumnezeu, să puneți mădulările voastre la dispoziția lui Dumnezeu, dar prorocul Isaia, dacă nu mă înșel, spune la un moment dat, Doamne, tot ce facem noi, Tu împlinești în noi. Nu pentru că noi putem, nu pentru că noi suntem cineva, nu pentru că am avea vreun merit, nu, pentru că Dumnezeu este Cel care lucrează în noi și ne dă după voia Sa și după cum voiește El și voința și împlinirea. Aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta, să știm că suntem făpturi noi, să știm că suntem oameni noi, născuți odată cu Domnul Hristos prin jertfa Lui, oameni pe care Dumnezeu i-a chemat la o lucrare extraordinară, așa cum Pavel spune în 2 Corinteni, și oameni care trebuie să trăiască îndemnați de Duhul Sfânt pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Amin.